Veste tristă în lumea medicinei, doctorul Naum Ciomu a murit. Bărbatul devenise cunoscut în anul 2004, atunci când pe masa de operație a mutilat din greșeală un bărbat. Medicul Naum Ciomu a murit potrivit unui anunț al clinicii medicale unde lucra acesta. Naum Ciomu a devenit cunoscut după ce în 2004 a secționat penisul unui pacient în timpul unei operații. Începem săptămâna cu o veste tristă. Doctorul Ciomu Naum Niculae a plecat în lumea cea fără de dor. Dumnezeu să-l odihnească în pace. A fost un luptător, un spirit tânăr, un medic cu o experiență și memorie monumentală. Un coleg minunat pe care nu-l vom uita. A fost o onoare pentru noi să ne fie coleg și mentor. Condoleanțe familiei și celor apropiați, arată mesajul Ghencea Medical Center de pe Facebook. Naum Ciomu este medicul care a devenit cunoscut după ce a tăiat penisul unui bărbat pe masa de operație, apoi a murit. Vestea tristă a fost dată de către colegii bărbatului. Atunci el mărturisea jurnaliștilor că în chirurgie sunt și accidente și incidente și bucurii. Bărbatul a spus în fața Colegiului Medicilor București că a confundat penisul cu un testicul pe care ar fi trebuit să-l extirpe. După acest incident grav, medicul Naum Ciomu nu a mai putut profesa ca chirurg urolog, însă în continuare a acordat consultații și a predat la Universitatea de Medicină și Farmacie din București.